Cu Dumnezeu și bine ați revenit cu tărul la profană, probleme de matematică de la geometrie. Pentru acasă, clasa A, 8-a, la tema pentru acasă, clasa 8-a, și geometrie, când am plictisit de altă geometrie. Să le spunem și prietenii noștri că ați avut testul acela la funcții. Și la funcție, voi am lucrat, pretenția noastră era să luăm notă maximă. Dar tot voi trebuie să vă gândiți așa, că subiectul care a fost dat, el s-a adresat tuturor copiilor din clasa voastră, nu neapărat fiind la nivelul de a lua tot 10. Da? Nu tot 10. Însă, datorită faptului că noi am lucrat aici, voi mă uit acum, pentru că atât de-am văzut, adică ți-am luat în ochii lacrimi. Deci te-am văzut în dat în ochii lacrimi, pentru că e trecut pe lângă 10, minuna, eu nu fac toată ziua. Da. Așa. Pentru că ați trecut pe lângă 10, cu, cum să spun, obligatoriu trebuia să faci. Dar, în neatenție, sigur că trece la unul coordonat acolo, te-a scos din mână, m-a scos din mână. Nu-i nimic. Mergem mai departe bun și acum spune geometrie. Bun și nouă. Da. Sunt la cub, sunt cubul. Problema 17, la 73. Deci problema 17... La 73. La 73. Fie E și F, proiecțiile vârfurilor B, respectiv D' ale cubului. E și? Și F. Proiecțiile vârfurilor B, respectiv D'. B și D prim. B și D prim. Ale cubului. Deci A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D prim, cub. Da. B, diagonala A, C prim. Deci E și F, proiecțiile vârfurilor B, respectiv D prim. B, diagonala A, C prim. Deci E egal, în ipoteză, E egal proiecția lui B. Da. Lui B, de cine? De A, C prim. Și F, egal cu proiecția. Lui D prim. Lui D prim. Tot pe A, C prim. Da? Și știm că A, B, C, A prim, B prim, C prim. Trebuia prim, să spun că A, B, A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Cum? În concluzie, demonstrați că paralelogramul BF D'E, paralelogram, este paralelogram, dar nu poate fi rom. Deci BF D'E, paralelogram. DBF D'E. Nu, BF D'E. BF D'E este paralelogram. Dar nu poate fi rom. Da. Nu este rom. Și la B, dacă E e egal cu 2 radical din 3, calculați. Dacă E e... E 2 radical din 3. Să calculăm lungimea mulții cubului. Calculați... Lungimea mulții cubului, adică ce e mulția cubului? A de prim. A sau A ce prim bine. A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim. A de prim, cred că. O să vedem. Zicem și noi așa, dacă o fi așa. A de prim, egal cu cine? Și area laterală a cubului. Tot aici, nu? Sau punctul C? Area laterală a cubului. Area laterală egal cu cine? Deci munchia cubului e acolo, unde a spus A de prim, da? Munchia. A de prim munchia. Da. Munchia ai spus? Munchia, da. Munchia a prim, nu? A prim. Da. Eu aveam acum... Diagonala. Diagonala. Nu are mă. Munchia. A, B, A, prim, B, B. Care prim? Care prim. Deci, facem și noi. Acolo la 8? La 7 jumătate. La 7 jumătate.
Așa. Deci A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, cubul și proiecția pe B, D prim. B, D prim, diagonala cubului. Proiecția lui B. Prima minutine mai urât aici. Zic așa. B. C. D. A prim. B prim. C prim. D prim. Și apoi asta e A, C prim. Diagonala. Și proiecția lui B pe AC prim. Așa. Și a lui E este E. Și proiecția lui D prim pe AC prim. Iată, în punctul E. Păi avem, dacă luăm triunghiile D prim, C prim, F și E, B, A. Deci D prim. D prim, C prim, F. D prim, C prim, F, triunghiul ăsta. Și E, B, A. Și E, B, A. Avem D prim, C prim, congruent cu AB. D prim, C prim, asta e cât asta, adic. Și avem triunghiul din 90. Așa. Și atunci rezultă că D prim, F e congruent cu EB. Am doar atât, Miruna. Am o... De am o lată și o lată. Și un unghi. De 90. Atât. Într-un triunghi dreptunghic în care ai numai ipotenuzele congruente, ce triunghiurile sunt congruente, mai trebuie ceva.
Păi am și ce primesc cu EA. Ce prim F cu? EA. De unde? Ce prim F cu EA? Ei, concentrați să vedem. Noi trebuie să arătăm, mie zona, că figura asta este parogramă. Ori ca să fie parogramă, ar trebui să arătăm că două laturi sunt paralele și congruente. Eu să luăm dreptul de prim F, E cu B, F, E. De prim F, E. Dar de prin F, E, A, D, nu trebuie să-l vezi, nu știu cum să spun. Deci de prin F, E, și cu F, E, B, ce ai tu aici de spus despre cele două triunghiuri? Ce aura avea ele? F, E, latură comună. Ai cateta asta comună. Și atât. Nu mai e nimic. Haideți să încercăm să ne apropiem de problemă. De prin F asta, voi cum o mergeți? Pe C prima A, că așa am pus-o, da. Dar oare... E voi de prima A pe C prima A, nu știu că e B paralel cu de prin F. E, e B... Perpendicular pe C prima A. Da. E tot e B paralel cu de prin F. Nu mă convingi pentru următorul lucru. Eu am așa o dreaptă și am o perpendicular aici și o perpendicular în partea cealaltă.
Deci trebuie să mă duc într-un plan ca să mă poți convinge. Un plan de prim F-E-B. De prim F-E-B, dar nu știu câți coplanare. Când zici de prim F-E-B, m-ai dus în situația aceea de a avea coplanaritate. Dacă avem o dreaptă, mergem clar pe un segment prin o dreaptă și... Uite așa. Vezi, asta e dreapta cel prima. Și asta e perpendicular aici. Și asta poate fi perpendicular așa. E dreapta asta. Mm-hmm. Și atunci... Na, asta e perpendicular aici. Tot pe aceeași dreapta de prima. Dar F și E sunt coliniare. F și E sunt coliniare. F și E sunt coliniare, da? Adică asta e aici. F și E. F și E sunt două puncte coliniare, n-am auzit. F, E, A. F, E, A și C prim. Da. Sunt coliniare. Da? Sunt pe aceeași dreaptă. Da. Adică E-ul este, A-ul este aici. Nu, C prim este aici. Eu este aici, F este aici și asta au e jos. Da, a, sau... Și ce spune asta? Ce nu poți să fixez așa? Sunt A, C prim, E, F. Așa cum spune, a, domnul profesor, mai am o idee, să vinim de prim cu B și dacă am... De prim cu B. Cu B. Cu B. Cu diagonala cealaltă, nu? Da. Că F e diagonală și de prim B e diagonală. Și dacă am aflat că diagonalele astea se înjumătățesc, atunci de prim F, B, E ar fi paralelogram. Așa, și cum mă aflu? Stai, simt, dar. Adi, tu mă duci în... În ce plan vrei să mă duci tu pe mine în clipa asta? Tu zici să vreți pe de prim cu B. B. Cele două diagonale, că de prim B și cu așa sunt... Diagonale. Deci, practic, vrei să mă duci în patul, în patul laterul? Peste așa. Dacă zici, uneți pe de prim cu B, ele se înjumătățesc pe aici. Și vrei să mă duci în patul laterul ăsta, în care C prim A și cu D prim B unite, ce este figura asta? Deci, uniți un pic, ca să știu. Uite așa. Ce prim cu B, zici, da? Da, ce prim cu B. Ele s-au împlinit în punctul ăsta. Da. Și tu mă duci acum. Dacă de prim ce prim BA... De prim ce prim BA... Aici, uite. Asta e. Deci, în patrulaterul, de prim ce prim... Uite așa, de prim ce prim. În patrulaterul de prim ce prim A. Care este ce, la urmă, în patrulaterul ăsta? Este un paralelogram. La ceva contrar. Eu cred că este chiar dreptunghi. Am zis pe patrulaterul. Da, dreptunghi. Este un dreptunghi. Putem să muncim să vedem dacă este un dreptunghi. Păi, D prim C prim nu-i perpendicular pe fața D de prim A, A prim? Deci D prim C prim, dacă e perpendicular pe fața D prim A, A, D prim A, A prim, D. Deci te vă întreb. D prim C prim este perpendicular pe D prim de A, A prim? De prim ce? Sau ce prim de prim? Ce prim de prim dacă e perpendicular pe față? Că este o unghie. Da, este perpendicular. Ce prim? Și dacă e perpendicular pe față, asta e perpendicular pe toate dreptele care trec prin de prim, prin picioare. Da, adică e dreptul. Adică ce prim de prim e perpendicular pe de prima. Da, e dreptul. Și atunci figura asta este... Astea două sunt paralele și congruente. Și rezultă că de primul e congruent cu OB, dar și dreptul... Deci, practic, suntem într-un dreptunghi. Aici era toată povestea. Deci, suntem într-un dreptunghi. Uitați așa. E vorba de D prim
prim B D, în care am dus diagonalele. Acesta este planul diagonal care l-am dus noi. Deci D prim C prim B A e planul diagonal. Da. Și din D prim noi am dus pe plană pe pe A C prim. Uitați așa. Asta am dus. Deci din D prim am dus perpendiculară pe A, C prim și am găsit punctul F. Da, știu. Și din B am dus perpendiculară tot pe A, C prim în punctul punctul E. Proiecția. Da? Proiecția. Și figura asta care s-a format acum, D prim F B E, trebuie să arătăm că este a demonstrat că este paralelogram și nu poate fi romb, pentru că dacă ar fi romb, o, a, a, o, b ar trebui să aibă 90. Și dacă ar fi să aibă 90, și o, e, b are 90. Deci romb nu poate să aibă 290 grade, deci nu e romb. E doar paralelogram. Da, dar mă trebuie paralelogram. Ba da. Cum? Păi am demonstrat că d primul e cam cu o b. D prim? O egal cu O B. O B. Și ce dacă? Mai știm și că C prim O egal cu O C A. C prim O egal cu A. Diagonalele se jumătățesc într-un buc. Da, și acum trebuie să demonstrăm că C prim F egal cu F O. Și egal cu O E și egal cu E A. Da. Și ca să fie paralelogram. Adică trebuie să demonstrăm C prim F egal cu E A. C prim F cu E A. E A. Și ne ducem în triunghiul, ia să vedem, acum putem să ne ducem în triunghiul D prim C prim F, D O O B. Adică triunghiul C prim de prim O să fie surcel. C prim? De prim O. Să fie isoscel. Să fie isoscel. Adică cine O, C prim cu O de prim sunt. De prim C prim cu O de prim. De prim C prim cu O de prim? Nu știu. Îl face echilateral atunci. Și prea mult. Păi așa ar trebui. Să fie echilateral. Deci, încă o dată. Eu am luat figura asta care e aici, planul ăsta diagonal, am luat aici, dreptul lui. Da, s-a înțeles. Și acum am dus din D prim perpendiculară de A C prim în punctul F. Din B am dus A de perpendiculară pe A C prim în punctul E. Și noi trebuie să arătăm că figura asta D prim F B E este paralelogram. Deocamdată sunt puncte de comparare? Da. Sunt, că totul se desfășoară în planul de prim ce prim perpendiculară, perpendiculară din D prim pe A ce prim este în punctul F care este din planul ăsta. Deci D prim F este inclus în planul ăsta. La fel și D pe E este inclus. Suntem în planul acesta, diagonal. Da. Să luăm un triunghiul A, E, B cu D prim, F, C prim. A, E, B. Am făcut și eu, dar n-avem. Păi avem A, B cu D prim, C prim. Așa, și un triunghiul A, atât. Am discutat două ori. De prim? F inerție. Sigur că da. Și noi vrem să fie și mediană. Da, vrei, dar nu. Pe ca să fie și mediană, te demonstrăm că de prim ce prim e egal cu de prim om. E prea mult. De ce? Oblige, nu se întâmplă chestia asta. Asta cât e L radical de 2. Da. Și L radical de pe 2 asta. Da. Și asta e L. Ei, nu e prea. L radical de 2, L radical de 2, el e social așa.
Orice prim cu o de prim. Orice prim cu o de prim. Orice prim cu o de prim. De prim, da. Sunt egale. Diagonale și între prim sunt egale. Da. Jumătăților sunt egale. Deci nu poți forța nota peste limita necesară acolo. Aia de ceva cu, ai zis, de prim F, sau minuna, ai zis, de prim F e înălțime. Da. În ce triunghi este înălțime? Ce prim de prima. E dusă din vârful unghiului drept. Da. Dar B e? În triunghiul ce prim B A. Adică B e egal cu D prim F? Din ce motiv? Pentru că... A. Pentru că? Triunghiile sunt egale. Triunghiul de prima, sunt dreptunghice și izosene. Nu, dreptunghice... Congruente. Ce prim de prima cu A, B, C prim sunt două triunghiuri congruente. Da? Două triunghiuri congruente și înălțime duse din vârf. Cu cine este area unui triunghi? Cu baza ori înălțimea? De doi. Baza ori înălțimea? Supra 2. Și atunci, fiindcă strâns triunghiurile congruente, au aceeași bază a C prim, D prim F este cât B e. Așa. Și dacă sunt egale, deci nu ducându-mă în două triunghiuri. Și acum că sunt egale, ducem în triunghiurile alea. Și dacă ele sunt egale și acum sunt și paralele, că sunt perpendiculare pe aceeași dreaptă. De prim F C prim, nu? Da, D prim F B E este paralelogram. Deci, câte vreme am arătat că D prim F și cu E, B sunt coplanare, sunt același plan. Da. Și perpendiculare pe aceeași dreaptă. Ele sunt, pe clipa asta, E, B, D prin F sunt și paralele. De ce? Păi, suntem în planul ăsta. E un A, B, C prim, D prim. Da. Și am dus-o pe D prim F perpendiculare pe C prim A, care e în planul acesta. C prim A. Da. Deci, asta D prim F și cu B E sunt în același plan, planul ăsta. Da. Care vezi pe tablă. Că toate desfășurarea, toate afectate în acest plan acum. Asta înseamnă că dacă am o dreaptă și duc două perpendiculare, una așa și una așa, ele sunt paralele. Pentru că, la urmă, 90 de grade, ce se întâmplă? Dai de o secantă, unghiuri corespondente, da? Păi care e diferența dintre, dacă nu aveam că sunt coplanare? Dacă aveam coplanaritatea, nu știam să mă duc la ele, da? Că una era într-un plan și cealaltă era încolo, spre perete, așa a fost. Și eu nu puteam să le compar, nu puteam să... Și cum știm că sunt coplanare? Fac parte din planul ăsta? Fac parte din planul ăsta, de prim, ce prim, bă, a! Deci tot secretul a fost să ne ducem în planul ăsta diagonal. Adică în acest dreptunghi. Păi când am zis proiecția lui B pe A ce prim, păi e. E o ideal ce prim. Deci ești în planul acesta al dreptunghiului. La fel F. Deci aceste două sunt în plan, perpendiculare pe dreaptă, din plan. Deci ele sunt paralele. Și mai trebuie să arătăm că sunt congruente. Și ca să fii congruente, ne-am dus triunghiul A de prim C prim este congruent cu C prim B A, asta e diagonală, aerele lor sunt egale și atunci înseamnă baza ori înălțimea, baza ori înălțimea. Deci înălțimele sunt și egale, paralele și egale, obligă pe D prim F, B, E să fie paralelogram. Că dacă suntem cu două laturi opuse să fie paralele și congruente, figura e paralelogram. De ce nu e rom? Nu e rom că nu poate fi rom, că ar trebui e o B să fie din 90. E o B să fie din 90 de grade. Deci, pentru că trebuie să fie 2 din 90. Deci, într-un triunghi, 2 din 90. Aici și e o ăla din 90. A, cum ăsta era aici și restul a fi tot din 90, nu se poate triunghi cu două unghiuri din 90 de grade. Nu. Sau altfel spus, dreptunghiul ăsta,
Diagonale într-o dreptunghi nu sunt perpendiculare. Când ar fi diagonale perpendiculare? La asta se duce. Când ar fi un... Un rom sau un dreptunghi, un pătrat. Dar asta, ca un pătrat, pentru pătrat diagonale sunt perpendiculare. Dar ca să fie pătrat, ar fi ca D prim C prim să fie egal cu D prim A. Adică D prim C prim să fie egal cu D prim A. Ori asta nu se poate întâmpla niciodată ca diagonala unui pătrat să fie egal cu latura unui pătrat. Nu? Deci din motivul ăsta. Acum spui una, ar trebui ca și aceste două să fie perpendiculare. Ori nu se întâmplă asta. Sau? Numai dreptunghiul ăsta să devină pătrat. Ori nu se poate. Mai vedea fumărată. Unde ți-a plăcut minuna asta? Hai să vedem aici. Minuna școală. Unde a fost interesant? De ce noi nu ne puteam lipi de problemă? Stăteam pe deasupra. Nu găseam planul. Asta-i. Nu ne duceam într-un plan să lucrăm. Deci, câtă vreme am zis de prim perpendiculară pe C prim A în F, perpendiculară din B pe C prim A, ideea era să ne ducem planul de prim C prim B A. Că vezi? Odată de prim perpendiculară pe C prim A, există triunghiul C prim de prim A și există și triunghiul A, B, C prim când duce perpendiculară. De fapt, era plan, același parte. Eu tot vă ceream să dovediți o planaritate. Că altfel când v-am dat eu așa exemplu acela, eu spuneam, veniți voi să spuneți de ce sunt o planaritate. Vă spuneam unul așa și unul așa. Pe dreapta acelui. Dar voi trebuia să spun, nu e adevărat. Că așa ceva nu se poate. Câte vreme să dăm într-un singur plan, așa se dăm. Adică asta se toate fac un plan. Și planul care a fost scos de încurcătură a fost planul de prim, ce prim, B, A. Pentru că de prim, ce prim, B, A știam că e un plan. Sigur că da. Dar de unde știam că e un plan? De unde știam că de prim, ce prim, B, A e un plan? Pentru că de prim ce prim și cu A, B sunt paralele și congruente. Din cub, paralele și congruente, figura asta de prim ce prim B, A e un plan. Și în plan noi avem duse diagonale, el a mers pe ideal duce celelalte diagonale și firul ăsta practic ne-a atenționat că cele două diagonale fac parte din dreptunghi. Deci ne-a dus spre dreptunghi acela de care avem mare nevoie. Deci miezul problemei la punctul A a fost coplanaritatea. Ca să pot să mă duc de aici. Și după mă, de aici n-ați vrut voi să vedeți deodată. Dar era clar, triunghiul ăsta tot, e congruent cu ăsta tot. Și sunt înălțimile duse. Da, începe. Am crezut că dacă a zis din prima că duc fânii cu EB din cauza că sunt perpendiculare, am zis că... Da, păi, era perioada aceea. Când aveam popularitatea, dar acum suntem în plan, eram... Asta e figura, din planul diagonal. Înțeles. Da? Deci, multă grijă. De acum eram într-un... Am redus problema de geometrie în spațiu. Într-un geometrie plană. Da? O problemă de geometrie plană de acum. Să arătăm că înălțimile duse din așa sunt congruente. Și eu sunt congruente, paralele, tot este de normal. Avem și noi o problemă. Da, nu-i problemă. Lasă, redactați voi, Miruna, povestește, tu redactează și eu discut și cu, ca așa am promis. Mai vorbesc și în spate, nu mai au și din țin. Hai, mă, nu fi atât de exigent pentru chestia asta. Nu înțelegi ceva, am nu știu, mai domnul profesor poate explice. Deci, uite, acum... Voi redactați. Te este un mod de te este tema, este egal cu A, B, B, bara. A. A. B, B. A, A, B, B. A, A, B, B. Bara. Să se determine A și B mic, astfel încât T să fie pătrat perfect. Deci, A egal cu cine, B egal cu cine. Așa, încât ăsta egal cu pătrat perfect. Perfect. Ce ați încercat voi, că mintea avem... Aici e punctul C, știi? Noi am făcut A și B. Aici e deja punctul C.
Ea l-a desfăcut zi. Pe am desfăcut pe A, A, B, 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 C. Pe te-o ăsta am atat. Și până acum T, mie mi-a dat 11 pe lângă 100 A plus B. 11 pe lângă 100 A plus B. Și ăsta trebuie să fie pătrat perfect. Bun, când? 100 A plus B să fie pătrat perfect. Păi, m-am gândit că poate să fie 11, dar nu poate. Deci, îți trebuie neapărat să fie 11, dar nu se poate. Da. Am zis că poate să fie 121 la a doua, dar nu se poate. Păi poate 11 la a treia. Dar trebuie să fie pătrat perfect. Păi da, dacă e 11, zice și eu, dai voie. Da. Dacă ar fi 11 la a treia, ori 11 din față. Ori 11 la 4. Adică paranteza aceea zice că adică să fie 11 la 3. Stai o secundă, ori așa. Sau mai avem o variație. Nu se poate. Ia fi atentă. Ăsta să fie multiplu de 11, 11, ori ceva la a doua. Ori un C la a doua. Ca să vină lângă 11 ăsta să-i fac 11 pătrat și până un pătrat perfect. Deci dacă reușiți să găsiți un A și un B, încât să fie 100 ori A plus B să facă multiplu de 11 plus un pătrat perfect și un pătrat perfect, atunci gata, ați făcut treaba. Deci să fie egal 11 ori ceva la a doua, adică ori 16 sau ori 25 sau ori 36. Da? Să fie 11 ori 16. Sau 11 ori 9. Deci, vedeți și acum 109 plus B, să fie 11 ori 9. Și vedeți dacă reușiți. Un A și un B. Da? Hai să vedem. 100 A plus B. Să facă 11 ori 9, sau 11 ori 4, 44. Da? 44, imposibil. Imposibil, dar e 100. 100 A plus B. Să facă 11 ori, mă duc din la 16. La 16, domnul. Da, aici 11 ori 9, 99, nu mi-ar convenit. Tot 100 ori 9, da. Deci 11 ori 16, cât face? 16. 176. Care e cel mai apropiat pătrat perfect de 170, 169, nu? 169, 3. Deci vine 169 plus B. Plus 7. Plus 7, da? Da. Plus da. 7. Cine vine să face 100 A? Da. A-ul trebuie să fie la nivel de cifre. Da. Deci A-ul se duce până la 2, 200 are de aici. Nu mă satisface. Da, și vedeți că 100 ori o cifră, că o să iei 200, 300, 400, nici într-un caz 169, știi? Hm? Păi, aici vreau să văd. Deci, care sunt, eu vreau să fie 11 ori un pătrat perfect, da? Da. 11 ori cine să-l caută? Ori 25. 11 ori 25 cât face? 275. Face 275. 2 ori 100, 200... B-ul să fie 75, după aceea cifră trebuie să fie. Deci, cifră. Mergem mai departe. 36 ori 11. 11 ori 36. 396. Deci 396 au ar fi nu merge. După aceea 11 ori următorul ar fi 49, nu? Da. 539. 539 nu merge. După aceea o să facem 11 ori 49, 7, 8, 64. Cred că suntem 704. Deci, 704, da? Vreți da, da, așa e... Nu, 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 nu. Și așa, ți pare că da, e... Da, mi se pare că trebuie să
faci acolo să te gândești la care să fie. Foarte rău, dar asta e soluția. Da? Uite, Daria, eu cred că exploatez foarte bine. Nu ai tu răbdare să mă urmărești. Da. Dar am exploatat foarte bine varianta care mi-a spus cât e 11 oriceva. Da. Și eu, ca să ajung la pătrat perfect, mi-am dorit să fie 11, ca 11, dată 11 ăsta să fac 11 la a doua mare. Și oriceva la pătrat. Corect. Și atunci m-am dus la pătratele perfecte. 11 ori 16, ori 25, ori 36. Și nu face nimic până la... Și 11 ori 36, ori 64. Ori 64. Cu 64, 11 ori 64. Deci 11 ori 64, care mi s-a făcut la a doua. 64, exact. Ăsta au făcut, joc. Da? Da. 11 ori 11 la a doua și faci 11 ori 8, totul la a doua. Și te mătăiești. Unde au și B-ul este exact cât am spus voi acum. A egal cu 7 și B egal cu 4. Deci A egal cu 7 și B egal cu 4. Mi-e cazul mare. Deci așa trebuie analizat. Sigur. Încă o dată vă convinc, dacă e nevoie, pentru a nu știu câte oară, că nu trebuie să am o rețetă, ci trebuie să te uiți la negești tot ceala. Ce are el ascuns? Autorul și-a avut aici ascuns. A avut ascuns faptul că, după scrierea asta, 11 ori, cum poți să-l așezi fii pătrat perfect? Adică, ar fi trebuit încă un 11, pentru ăsta am stăt singur acolo. Da, 100 A plus B, 11. Dar au 11 ori altceva la pătrat. Asta, ori altceva la pătrat. Ori altceva la pătrat. Când numai așa 11 ori 11 face 11 la a doua și celălalt o face foarte bine. Dar ce face joc, da. Deci 11 ori altceva la pătrat. 11, de aici merg, 11 ori altceva la pătrat asta. Da. Și altceva, ora cu pătrat perfect. Asta, sigur că da. 16, 25, 36. Și nivelul, și nivelul tot încerc. 49. Da, și atunci 64 face joc. Vă rog joc. Câte 700 care ești la. 100 ora, 7. Cifre, auzi, B-ul. B-ul iar 4. Și acum, da. Asta e ușor ieșit. Și acum, numărul de căutat este? 7744. 7744. 7444, da. Care este pătratul lui? 88. 88. 88 la 9. Da. Am înțeles. Ai înțeles și deci, ce părea că nu are rost, e spus, da, așa, că numai așa. Că noi ne-am gândit, eu 11, mă ne-am mai gândit, dar am dus ceva la pătrat. Am văzut că e mai mare. Da. Deci, mi-ați simțit nevoia că să scrieți pe partea asta de paranteză cu încă un 11, ori un pătrat perfect, de asta, ori un pătrat perfect. Ori un pătrat perfect. Da, 11, ori un pătrat perfect, ca să-mi facă jocul, în final să-l punem la a doua. Bine. Da. Bine. De ce? Da. Mă întorc. Da, dacă știi că eu am o stare de bine. Da, pentru că acceptând să mută atenția în partea asta, am pus mâna pe negriștiu foarte frumos, foarte tare, foarte tare. Profesorul din mine... Mai mică sau aici? Adică ei zic că sunt mai important, știți? O să vedem și noi nicio problemă, să deranjăm pe nici. Aș vreau să te deranj. Dar pe noi te deranjez. Prima fost nu, dar pe noi da. O, Leo, dar nu-i deranjit, aș sorbi o astfel de idee. Este o negreșiță al minții, încă o șansă în care matematica este și te lovește, îți dă cotul așa și spune, nu vrei să fii atentă, ce frumos a fost aici. Dar eu nu știu să pare la asta. Haideți să ne întoarcem la problema asta. Asta e dacă am făcut, da? Da. Fă ce-o când mai găsesc câte o chestie, asta frumos este extraordinar.